Impuls important pentru pugilista Rebecca Müller. Sportiva pregătită de antrenorul Sorin Gherghescu la Box Club Drobeta a participat zilele trecute la puternicul turneu internațional Dracula Open de la Arad și a urcat din nou tricolorul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Sportiva aflată în primul an de juniorat s-a impus la categoria 50 de kilograme la capătul unor prestații excelente în ringul de box. Primul meci a avut împotriva reprezentantei Poloniei l-a câștigat prin abandon, iar în finală a învins la puncte prin decizie Unanimă în fața unei adversare din Ungaria. Dracula Open a devenit una dintre cele mai importante competiții pugilistice la acest nivel de vârstă junior și tineret. Un adevărat mini-mondial cu 25 de țări la start, peste 300 de sportivi, supermeciuri și show pe măsură. Se arată pe pagina de Facebook a Federației Române de Box. Succesul din vestul țării e un prim pas în drumul Rebecăi de a participa și de a reprezenta România la Campionatul European de Junior din 2023. Competiția continentală va avea loc în luna iunie, la ploiești, însă până atunci are nevoie de rezultate pozitive la viitoarele competiții oficiale.